ședințe cu petroliștii la prim-ministru, unul din operatorii pieței, exact așa și-o spus. Dacă vreți, treceți prin experiența care a existat deja în Rusia, în Ucraina, după ce s-au introdus mecanisme de genul ăsta de plafonare a prețurilor, în principiu puteți să încercați și voi. Au încercat alții, au văzut cum și se termină, vreți să-mi plați și voi cu canisterele pe la scătați petrol pe la stații de alimentare, în principiu, welcome. Asta nu este neapărat că se va întâmpla sau se va întâmpla acum sau urgent, dar asta este un risc care ar putea interveni în anumite situații. Și o altă consecință este că, de fapt, această lege, în loc să pună prin intervenții, deci prin intervențiile Consiliului Concurenței, să lucreze asupra mecanismelor concurențiale ca să înceapă a lucra pe această piață, ca operatorii să ducă o politică de prețuri independentă unul de altul și să, spunem așa, să-i pună cap în cap pe operatori să bată ei, între ei, pe piață, această lege, de fapt, își ia toată piața în capul ei. Ea creează deci consolidează artificial toți operatorii de piață ca să acționeze împotriva reglementărilor impuse de stat. Deci ei singuri consolidează piața artificial împotriva reglementărilor.